Ilie, la tot... Stai cu noja, dă-i încă o dată. Anton vruie în Anglia, la tot spune. De-atunci multe s-au întâmplat, multe nu s-au întâmplat. Era prin 2000, n-avea nici pașaport, dar nu glumeu. Auză că acolo e curat, nu-i tot pe blat. Întâi s-au dus la nașul, că el e de mult. Așa l-a sunat pe cineva din capitală. Și-n sud de euro, nu-i chiar așa de mult. Dar până la Budapesta, să-l ducă într-o cadă. În ziua stabilită, s-au băgat într-un butoi. Butoaiele în fură, drum bun și sănătate. Dar drumul n-a fost lung, că la leu și la noi. Butoaiele au fost toate confiscate. În maclerul au văzut anunțuri de tot felul. Velica Britania, все legal на две недели. S-au dus la ei în office, parcă-i tot cum trebuie. 3000 de euro, cam în doua la șele. Odată vă n-o psuci fi documente încă două. Eu zis să aștept o lună să adune toată echipa. Peste o lună lumea sună, dar ei să facă plouă. Și în oficiu au găsit un samavar și restunica. Anton e băietare, nu cedează așa ușor. Și aveam datorii și era trecut de 1000. S-au pornit cu un verișor și cu încă un verișor. Pe jos prin păpușoaie, prin păduri și prin câmpii. Mai era să ajungă, dar Ungaria la graniță. Un vărșul rupt chișorul când o sărit un gard. O găsă bolniță, o găsă și o doctoriță. S-o dus după șpriță, o venit cu ment înalt. O lună o stat acasă, o auză că se mai poate. Să pleșe cu pașaportul fals lituanian. De data asta Anton s-o pregătit ghine de toate. Era șura Anton, acum ai șurov Antoan. Încă puțin până la Viena, iar control vamal. Polițistul ghinion și el lituanian. La Badiena, când au văzut un pământean. La Bamăt, eu zis Shurov Antoan. O pleca cu Work and Travel peste ani vreo 3. Ne-a povestit istoria, o rugat marinii scrie. Lasă știi toți prin câte o trecut Anton. Până nu a auzit la aeroport. Arătați-mi cum e Londra, oameni, că pentru ea plâng atâtea mame. Arătați-mi cum oare să se facă Moldova mea să fie vindecată. Arătați-mi cum e Londra, oameni, că pentru ea plâng atâtea mame. Arătați-mi cum oare să se facă Moldova mea să fie vindecată. Arătați-mi cum e Londra, oameni, că pentru ea plâng atâtea mame. Arătați-mi cum oare să se facă Moldova mea să fie vindecată. Arătați-mi cum e Londra, oameni, că pentru ea plâng atâtea mame. Arătați-mi cum oare să se facă Moldova mea să fie vindecată.